Pare că povestea frumoasă ia sfârșit aici la Newcastle, din păcate. O să vă arăt imediat de ce. Salutare, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Bine ați revenit la un nou episod din seria The Journeyman. Acolo unde, așa cum spuneam puțin mai devreme, lucrurile nu stau deloc bine față de episodul în care v-am lăsat data trecută. Ei bine, nu prea mai avem rezultate și avem și o grămadă de accidentați. Și pierdem și în cupă. Pierdem în cupă cu echipă de Liga 3 a Angliei, 6-2. Am jucat într-adevăr tot meciul cu rezervele, inclusiv cu cei 3 jucători de 18 ani veniți în iarna aceasta cu potențial bun, dar cu current ability foarte slab. Ne-am luat bătaie de mamă-mamă, 6-2, era de așteptat pe alături, pentru că de obicei în jocul ăsta, când merge bine în campionat, trebuie să se întâmple ceva în cupă și viceversa, iar mai apoi facem și un egal cu Leicester, locul 10-11, egal cu Leicester pierdem puncte. Față de ultimul episod, unde cred că v-am lăsat la meciul cu Liverpool, dacă nu mă înșel, pierdem cu West Bromwich, facem egal cu Wolves, învingem Norwich și Southampton. Atât am reușit în 6 etape. Lucru care ne face să ne îndepărtăm la 6 puncte de Manchester United. United având un meci minus, deci practic 9 puncte, pentru că la cum merge United mi-e greu să cred că nu câștigă. Având în episodul de astăzi meci direct cu ei, pentru că astăzi vom juca cu Bournemouth și United. Mai apoi vom avea un episod cu Arsenal și Chelsea, în următorul episod vom juca cu Arsenal și Chelsea. Și al treilea episod final, probabil undeva prin ultimele etape, cât timp încă mai au rost meciurile, cât timp încă mai contează la clasament obținerea sau ratarea punctelor în meciurile respective. Un alt lucru important pentru care sunt un pic în dubii și sunt un pic supărat eventual dacă s-ar întâmpla, este faptul că se preconizează un takeover. O să vă arăt imediat meciul, mail-ul, nu meciul. O să vă arăt și meciul imediat, dar mai întâi vreau să vă arăt un pic mail-ul dacă îl găsesc. Ar trebui să fie recent. Deci aici mi s-a pus embargoul și aici. Rival Consortium in Newcastle Tough of War. Practic este un consorțium cu un româno-bulgar, cred că este asta. Deci unul este bulgar român și practic ce mă enervează pe mine este că se preconizează că vor schimba antrenorul. Da, deci în consortium respectiv ei au criticized his challenger, deci practic Ceaușel ne susține oarecum. Rivalul lui Ceaușel a declarat că nu ar fi trebuit să declare că în cazul preluării pachetului de acțiuni de la Newcastle va schimba antrenorul. Deci, practic, există posibilitatea, din păcate, să ne trezim că nu vom mai fi antrenorul Newcastle-ului doar din cauza unui takeover, nu din cauza noastră. Clar, anul acesta nu ar fi avut cum să ne dea cineva afară după performanțele care le-am făcut, dar este posibil să nu depindă doar de lucrurile astea. În același timp vă vorbeam că sunt și mâncați de accidentări. Imediat după meciul din filmulețul trecut, din episodul trecut, m-am trezit cu Gagliardini accidentat, cu Marin, cu Malang Sar, foarte mulți accidentați. Vedeți că acum încep încetul încetul să-și revină, însă foarte mulți și jucători scoși din calcul. Și iată că United pierde 2-0, deci ar fi șansa noastră. În cazul fericit în care recuperăm astea 3 puncte, după aia putem juca meciul finalului de episod cu, de ce nu, prima poziție pe masă. Deci, cum vă spuneam, Sar 75, Gagliardini încă nu este fit, trebuie să jucăm cu Harry Winks, Marin și el trebuie să prindă fitness, încă nu este la 100%,
Gagliardini va fi înlocuit de Ruben Elias. Sandro Alderweireld n-au ce să mai caute pe la echipa asta. I-am văzut eu ce pot în meciul de cupă. Da, vă spuneam că meciul de cupă am jucat integral cu rezervele, deci tot ce a însemnat jucători care poate n-au mai prins minute de săptămâni, luni, ani de zile la noi, la echipă, au fost inserați în primul 11, pentru că am zis, bă, totuși, echipă de Liga 3, rezervele noastre sunt rezerve bune, n-ar trebui să avem probleme și iată că am avut probleme. La modul că la pauză a fost 3-0, dacă nu mă înșel. Așa de grave au fost problemele, nu am mișcat absolut nimic, ne-au dominat ca și când am fi jucat cu o echipă care joacă de la egal la egal la nivel de lot. We are the favorite, just go on there, no, all the best, recent standing, we're favorite for a reason. Ne-am trezit cu acel 3-0, m-a cuprins panica, am schimbat din jucătorii care aveau note dezastruoase după prima repriză. Am încercat să schimb un pic în ofensivă, mutând cu doi atacanți, pe very attacking, cu jocul meu pe benzi. Am mai primit vreo două goluri, după care am făcut o chestie super ciudată, la modul că am trecut într-o formulă de joc cu doi fundași centrali, un mijlocaș defensiv, fundași și laterali urcați pe poziții de wingeri, și patru pe poziția de 2 am că 2 două aripi și 2 atacanți. A fost un circ complet. Am crezut că dacă mă duc pe ultra attacking cu offside trap, reușim să ne reapropiem la scor de echipa adversă și că vom reuși sau vom încerca să răsturnăm meciul. Ei bine, n-am reușit lucrul ăsta, ba din contră ne-am mai luat încă două goluri. Reușind să înscriem un gol oarecum norocosul de deviere a fundașului în capul lui Ryan Kent și s-a pus gol, iar un alt gol, o singură fază efectiv am avut creată de noi și o singură fază de fotbal oarecum și aceea a dus la golul, la primul gol, pentru că golul lui Kent a fost cel de-al doilea. Și cam asta a fost meciul din cupă, dezamăgire totală, vă dați seama, de-aia sunt și așa babramburit, pentru că lucrul ăsta s-a întâmplat acum 5 minute față de momentul în care filmez și încă nu-mi vine să cred că s-a întâmplat chestia aia, plus că sunt foarte gânditor din cele două cauze pe care vi le-am expus mai devreme, și anume unul la mână takeover-ul și posibilitatea de a fi demiși degeaba, doar la alegerea celui care va prelua acțiunile. Și doi la mână sunt dezamăgit din cauza jocului echipei. Nu înțeleg de ce s-a stricat. Nu înțeleg de ce după acel meci cu Liverpool în care am jucat bine în deplasare și am luat punct, lucrurile n-au mai funcționat. Iar mai apoi la distanță de două meciuri au început să cadă toți pe capet. Pe capete. Nu pe capăt, pe capete. Iată, și în cazurile astea marcăm, mai apoi suntem super repede egalați, nu reușim să ținem de rezultat. S-a mai întâmplat lucrul ăsta și o explicație aș avea, o oboseala, faptul că ne apropiem de sfârșitul sezonului cu niște jucători care, să nu uităm, și-au depășit condiția din toate punctele de vedere, toți jucătorii. Să nu uităm că suntem încă în primele patru locuri, de ce nu chiar suntem în poza de titlu, da? Suntem pe ultima sută de metri acolo cu echipele mari ale Angliei, într-un prim sezon al nostru ca antrenor aici. Deci, explicațiile, de fapt, lucrurile astea bune, rele, oricum ar fi fost ele, care s-au întâmplat până acum, dacă le punem cap la cap, ne-ar da poate o fărâmă de motiv pentru care am ajuns în punctul în care să avem foarte mulți accidentați dintre cei titulari, sau un motiv pentru care am început să scârțim ca echipă, ca rezultate și așa mai departe. Sincer vă zic, dacă în episodul trecut vorbeam despre obiectiv cupă europeană, în condiția asta în care mai sunt 7-8 etape, ceva de genul ăsta, obiectivul realist și autoimpus de mine ar fi primele patru locuri, pentru că le-am meritat, unul la mână, zic eu, și doi la mână pentru că ar fi o performanță mai mult decât suficientă pentru un prim sezon la o echipă precum Newcastle.
Deci da, cam asta vreau să obțin. Nu vreau să visez către titluri. Observăm că totuși suntem într-un meci cu Bournemouth în care nu reușim să, nu că nu reușim să marcăm, nu reușim să ne apropiem de ei, de poarta lor, ba din contră ei sunt cei care fac pressing la poarta noastră cu șansele mai mari de a marca și jucăm și acasă. Urmează trei meciuri dezastruos de grele, incredibil de grele. Întâlnim odată United, mai apoi Arsenal și Chelsea. Nu știu sincer să vă spun pe ce loc s-ar putea afla Arsenal, dar Chelsea e în coastele noastre. Un rezultat negativ cu Chelsea ar face ca ei să treacă peste noi. Iar când vorbim de echipele astea mari, momentele de cumpănă ale acestor echipe, momentele în care nu reușesc să-și ajudece cele 3 puncte, sunt destul de rare. Ați văzut treaba asta și la echipe precum cea United-ului. Și atunci mi-e greu să cred că în cazul unui eșec cu Chelsea, mi-e greu să cred că îi vom mai putea recupera. Lucru care ar face automat clar să ne luăm și adio de la visul titlului, care ar fi, Doamne ferește, ca obiectiv pentru primul an. Deci, multe lucruri interesante de văzut. Tocmai de-aia vă spun și vă recomand să dați subscriber pentru cei care sunteți noi și încă nu ați făcut-o, pentru a și apăsa clopoțelul, bineînțeles, pentru a rămâne aproape și a rămâne împreună în seria asta care, iată, la un prim sezon cu Newcastle, după ce am plecat din Norvegia, Danemarca, Norvegia, whatever, ne aduce șansa unui titlu direct în primul sezon. Deci, lucruri interesante care se întâmplă aici, lucruri care mie îmi plac și sper să vă placă și vouă, și tocmai de aceea vă invit să dați, bineînțeles, dacă aveți plăcerea, un like, un share, dar mai ales un subscribe. Și a urmări împreună finalul sezonului din Anglia. Cum spuneam, dacă nu ne dă nimeni afară, pe baza acelui takeover la consorțium takeover, vom mai avea, în afară de episodul acesta, încă două episoade, zic eu. Deci, lucruri foarte, foarte, foarte interesante. Reușim, iată, să ne luăm cele 3 puncte cu Bournemouth, lucru care mă bucură, deși nu am jucat cine știe ce. E un plus pentru moralul echipei și poate un plus pentru încrederea înaintea meciului cu United. Sper să ne fi revenit. Marin 1-2 zile, Rafinha 1-3 zile, exact ce vă spuneam. Lumea începe să pice. O, și avem ce anume avem acum, de ce? Pauza asta de 21 de zile? Martie. E ceva în martie, în 2024? S-a mutat vreun european, ceva? Nu înțeleg de ce avem pauza asta foarte mare. Este o pauză foarte mare, de o lună, care ne prinde extraordinar de bine nouă. Nu mă înțelegeți greșit. Nu știu, chiar nu știu. 2024 a fost 2022 mondialul, ar trebui să fie europeanul, să vedem dacă e asta. Nu. Euro Football Championship 10 aprilie 2024, ianuarie, februarie, martie, deci începe după ce revenim noi din pauză. Pentru că noi vom reveni în 6-a 4-a, asta însemnând în aprilie, 6 aprilie și el începe pe 10 aprilie. Nu știu, o să aflu și vă spun când ne întoarcem cu meciul cu United, că aparent trebuie să fac niște amicale. Am revenit un pic mai devreme și asta pentru a citi împreună mail-urile despre takeover, care aparent a fost succes și s-a realizat. Haideți să vedem ce înseamnă asta pentru noi. Deci, în primul rând, consorțiu complet Newcastle Takeover.
Consortium led by Vratsa based investor Georgiev, deci bulgaru, nu mai este Sorin Corpodean președintele român, președintele nostru, make a difference, bla bla bla. Vrem să-ți mulțumim pentru răbdarea ta și stres așa, 15 has been pumped to the club, offers and new transfer budget has been calculated, the current board will remain in their roles and will be joint managing director Jeff Koch. Deci rămânem aparent. Vom discuta despre, sau astea s-au schimbat direct fără să le mai accept eu. Recent developments, the board would like to give you an update the club long term version, vision de fapt. Premier League Qualifier Euro Cup rămâne și sunt very pleased oamenii. FA Cup 5th round l-am îndeplinit minimum pleased și Carabao pleased pentru că am îndeplinit și pe ăla. Work within payroll budget l-avem și pe ăla îndeplinit. Deci momentan este ok, momentan este ok și treaba asta. S-a ridicat transfer embargo-ul și transfer budget la 16 milioane, îl aveam la 7-80, deci nimic extraordinar de interesant. Balance 10 milioane în plus în minus la o echipă precum Newcastle nu prea sunt simțitori. Deci partea bună e că rămânem. Rămânem în charge, în charge la Newcastle. Am descoperit între timp ce s-a întâmplat și în, de fapt ce s-a întâmplat și în perioada de pauză de 2 săptămâni, au jucat naționalele. 2 săptămâni și un pic ceva de genul, au jucat naționalele. Câțiva jucători am avut și noi, 15 în total dacă nu mă înșel. Am făcut 2 amicale cu Leeds și cu Brighton parcă, dacă nu mă înșel, o victorie și un egal, este mai puțin important. Important e că sper eu să ne fi încărcat bateriile pentru the big one, the big match, meciul poate chiar al sezonului, ceea ce ne va aștepta acum împotriva celor de la United. Sper să avem toți jucătorii fit și mă refer aici în principiu la, de fapt mă refer aici în principal la Gagliardini, că am realizat că face foarte mare diferență pe teren, sau de fapt este foarte mare diferență între meciurile când este el pe teren și nu. Dalot, Solskjaer nu mă interesează, inform Newcastle, sper să fie inform. Nu facem chestii de genul ăsta pentru că nu... Nu are rost să ții o ședință unde încurajezi pentru lupta la titlu în condițiile în care obiectivul nu este titlul, asta pentru că riști foarte, foarte posibil să îi superi și să zică că de fapt tu pui presiune pe ei, că obiectivul lor nu este de fapt lupta la titlu, bla bla bla. Deci cel mai bine, mai ales dacă aveți un moral bun înaintea unui asemenea meci, lăsați lucrurile așa cum sunt. Liverpool are un meci în plus și este cu 2 puncte peste noi, dar pentru care acel meci în plus? Partea bună e că am reușit să ne distanțăm la 5 puncte de Chelsea, însă City dacă învinge se vine la 2 puncte de noi la egalitate de meciuri. Arsenal, Chelsea, după cum v-am spus, vor fi următoarele adversare, deci va fi un episod și episodul următor va fi unul foarte interesant de altfel. Wolves, West Bromwich, bănesc că va învinge Wolves sau teoretic ar trebui. 1-0, chinuit, Horta. Și să vedem ce este din meciul ăsta cu United. Tare curios sunt. Tare, tare curios sunt. Sunt curios ce echipă au ei, ce accidentări eventual, ce probleme. Jucăm acasă, Old Trafford. Acasă la ei, nu la noi. Au fost... Uite, chiar nu mai știu... A venit out in take-ul, a venit și out in take-ul între timp, numai pe târzi de jucători. N-am păstrat decât vreo 2, dar i-am păstrat așa, ca să crească și să-i vând, că n-au ce să caute în prima echipă. În tur am învins 2-0 acasă pe United. Cică. E greu, deși United nu vine după meciuri bune, din câte știu ultima etapă a pierdut, parcă.
Așa că hai să jucăm Let's Play. Nu e ca și când ne dă cineva afară dacă pierdem meciul ăsta. Vinagre capabil Gagliardini 75 și el. Ceea ce e ok, îl vom folosi la început. Sper să fie ok. Restul sunt toți bine. Sar Gagliardini Marin un pic mai așa la fitness, ce e drept. Și cam atât. Asta e Elisa Tulan, Ruben Elias. E ok, e ok, e ok. Martial în atac, Bruno Fernandes în spatele lui, cu Greenwood și Rashford. United a menținut liniile, deși suntem în 2024. De Jong este într-adevăr un jucător nou la mijloc, împreună la fel cu Ødegaard. Van Bissaka, Maguire, Skriniar, da, s-a dat transfer, Alex Telles și De Gea. Skriniar a venit în iarna asta. Dar United arată United în realitate. United e United-ul pe care le știți și voi. 3 ani trecuți peste ei, 3 sezoane în care nu au făcut aparent mari modificări. Adevărul e că au lot bun. Nu știu dacă le-aș da expected the win. Go of the Red impress me, dar văd că nu prea are efect. Cam slăbuț. Și să vedem ce iese din meciul ăsta. Să vedem ce iese dintr-un meci împotriva probabil câștigătoarei titlului din acest an. Și zic probabil pentru că am mai văzut minuni în Football Manager și le-am văzut mare parte, le-am văzut chiar împreună. În seria Road to Gloria Bistrița, de exemplu, care este pe canal, au fost multe minuni. Martial, o primă ocazie aici, scoate bine Bernardoni. În seria Road to Gloria Bistrița am avut parte numai de minuni, până în momentul de față s-au fost numai minuni. Promovări consecutive, menținere în Liga 1, în primul sezon, de-a dreptul minuni. Așa că să vedem dacă avem minuni și pe partea și în seria de Journeyman, că aici nu prea am avut surprize până acum, toate lucrurile au fost așa, calculate sau oarecum așteptate, inclusiv la Aalborg și la Copenhaga, obiectivele atinse cât am fost în țară acolo la ei și am antrenat acolo ambele echipe, obiectivele au fost atinse, nu neapărat depășite, deci prin urmare n-au fost surprize. Tocmai de aceea zic că în seria de Jeremy până acum nu am avut surprize. Surpriză, da, este că am ajuns la momentul ăsta în a ne oarecum începe să ne ajudecăm un loc de Champions League din primul sezon la Newcastle. Însă la fel, din perspectiva mea intră la capitolul tactică, strategie, transferul mai mult decât la capitolul luck, noroc, cure. Noroc, cure, cum vă spuneam, consider că a fost până acum în seria Road to Gloria Bistrița. Ce gol de Bruno Fernandes și aici din drop, după devierea lui De Jong la o centrare destul de prosticică. 1-0 United, minutul 27. Nu prea ne-am arătat colții până acum, nu prea am avut niciun fel de ocazie. Poate la faza asta, Dalot scoate de acolo la Gagliardini, la Răzvan Marin, care schimbă complet partea, nu știu ce a făcut asta, sar, greșește pasa, recuperăm, însă avem noroc, Hagi, din 2 metri trage în De Gea. Aici e diferența între Bruno Fernandes și Hagi, ca să zic așa, dacă vrem să facem comparație post cu post sau comparație în legătură cu potențialii key players din meciul ăsta. Dacă îi luăm pe Bruno Fernandes și pe Hagi, aici putem să ne dăm seama de ce United are mai față de campionat mai mult decât noi. Și îmi scrie și Ødegaard tot din afara careului cu un șut foarte, foarte frumos și 2-0 United minutul 34. Dar până acum n-am ce să... N-are ce să mă supere. Pentru că până acum ce s-a întâmplat e totul de așteptat. Avem un singur șut pe poartă, ei au 4 șuturi. Până acum e meciul lor, la fel cum a fost și meciul celor de la Liverpool. Pasă lungă aici, Greenwood, din nou singur, are spațiu, însă ratează de data asta, singur cu Sar acolo, care
nu știu de ce m-am ambiționat eu să-l bag în locul lui Vinagre pe poziția aia. I'm far for please, clar, vom face probabil și câteva modificări, de fapt nu probabil, sigur, un Der 630, nu are nicio treabă, Dalot nici el nu joacă nimic, Dumfries, clar. Și mai ținem o schimbare probabil pentru Gagliardini minutul 75, când nu o să mai poată. Nici Hagi nu prea e în formă, la nivel de energie, de fizic. Și United începe repriza așa cum a terminat-o și pe prima, cu o ocazie, prin Rashford de data asta, scoate din nou Bernardoni, care cred că ar trebui să aibă notă un pic mai mare, iată, se duce în 7, chiar a scos câteva. Noi nu ne regăsim sub nicio formă, o să încerc să scot World Ball into Box, poate începem să creștem numărul ocazilor, în cazul ăsta, poate prin șuturi din afara careului. Și Hagi pe roșu. Da. Recuperăm aici, poate un contraatac, dacă nu prea are viteză, ce e drept. Și pierde, Van de Beek recuperează, minge lungă însă greșită, sar. Încearcă și o minge lungă la Daka, ajunge bine, să vedem ce face Daka aici, trage foarte slab, foarte slab. Da, într-un meci ca asta, până și atunci când ai genul ăsta de ocazii, dacă nu le fructifici, n-ai nicio șansă. Van Bissaka greșește, sar din nou lung, să vedem dacă ajunge Daka la ea, nu, ajunge înainte Maguire. Skriniar, Julian Brandt, Alex Telles, Rashford. Câteva modificări la United. Diallo în bandă și ambii jucători de la mijloc înlocuiți cu Van den Beek și Brandt. Deci soluții are United pe bancă dacă vrea să arate diferit. Alex Telles în bandă la Bruno Fernandes și un 2. Să vedem dacă centrează și sigur va centra Rashford. Apără Bernardoni din nou. Da, în situația dată pot spune sincer că doar Bernardoni a făcut diferența între 6-7-0 și scorul actual de pe tabelă. Răzvan Marin gâfâie și el, sunt mulți care n-au ce face, Rafinha 6-10, jalnic, groaznic, n-are nicio legătură cu fotbalul. Rafinha probabil unul dintre cei care au fost titulari sezonul ăsta care ne vor părăsi în vară, garantat, pentru o sumă poate chiar și modică. Este un jucător care mi-a displăcut complet, care nu mi-a plăcut deloc în sezonul ăsta. Pare că a bătut câmpul pe loc, așa că îl vom vinde cu siguranță. Bun, asta e. Mai avem de mâncat, băieți, până în punctul de a ne lupta noi la titlu. Ăsta a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, nu uitați de like, share și subscribe, mai ales de subscribe, nu uitați de canalul nostru de Discord și de pagina de Facebook, bineînțeles. În următorul episod vom întâlni Arsenal și Chelsea. După episodul Arsenal-Chelsea, în funcție de clasament, vedem dacă mai e cazul unui ultim episod pe sezonul ăsta sau dacă ne vom revedea probabil la începutul sezonului următor. Dar asta în episodul următor. Nu uitați și de seria Gloria, Rotul Gloria Bistrița, și acolo avem episoade noi și frumoase și acolo avem multe lucruri de arătat. Eu am fost Radu, toate cele bune. Ciao!